Editura Act și Politon vă prezintă Captivat. Cum să creezi produse care formează obișnuințe. Denir Ayal împreună cu Ryan Hoover Lectura Cristian Sorin Obrea. Pentru Julie. Introducere 79% dintre posesorii de telefoane inteligente își verifică dispozitivul în fiecare dimineață, în răstim de 15 minute de la trezire. Și, chiar mai uimitor, o treime dintre americani afirmă că ar prefera mai degrabă să renunțe la sex decât să-și piardă telefonul mobil. Rezultatele unui studiu universitar din 2011 arată că oamenii își verifică telefoanele de 34 de ori pe zi. Cu toate acestea, cei care lucrează în domeniu cred că cifrele se apropie mai curând de 150 de sesiuni în fiecare zi, cifre de-a dreptului mitoare. Trebuie să recunoaștem, suntem captivați. Tehnologiile pe care le folosim s-au transformat în dorințe nestăpânite, dacă nu chiar în dependență în toată regula e acel impuls de a verifica notificarea că am primit un mesaj. Simțim atracția de a intra pe YouTube, pe Facebook sau pe Twitter pentru doar câteva minute și apoi constatăm că o oră mai târziu încă atingem ecranul și dăm scroll. Este un impuls pe care îl simți cel mai probabil de-a lungul întregii zile, dar abia dacă îți dai seama de el. Reprezentanții psihologiei cognitive definesc obișnuințele drept comportamente automate care sunt declanșate în urma unor repere de situație, lucruri pe care le facem în mod inconștient sau fără să stăm prea mult pe gânduri. Produsele și serviciile pe care le folosim în mod obișnuit ne modifică comportamentul zilnic, făcându-ne să ne comportăm după cum au intenționat designerii lor. Acțiunile noastre au fost proiectate în avans. Cum reușesc aceste companii care nu produc altceva decât linii de cod afișate pe un ecran, aparent să controleze mintea utilizatorilor? Cum reușesc unele produse să conducă la formarea obișnuințelor? În cazul multor produse, formarea obișnuințelor este imperativă pentru supraviețuirea lor. De vreme ce o multitudine de atracții se iau la întrecere pentru atenția noastră, companiile învață să utilizeze tactici inedite pentru a rămâne relevante în mintea utilizatorilor. Astăzi nu mai e suficient să atragi milioane de utilizatori. Companiile descoperă tot mai mult că valoarea lor economică depinde de cât de durabile sunt obișnuințele pe care le creează. Pentru a câștiga loialitatea utilizatorilor și pentru a crea un produs care să fie folosit cu regularitate, companiile trebuie să învețe nu doar ce anume îi face pe utilizator să dea click pe ceva, dar și care sunt motivele din spatele acțiunilor lor. Deși unele companii de abia au ajuns să descopere această nouă realitate, altele deja obțin profit de pe urma ei. Stăpânind designul de produs care duce la formarea obișnuințelor, companiile descrise în acest audiobook reușesc să-și facă bunurile indispensabile. Primul lucru care ți vine în minte e varianta câștigătoare companiile care își fac utilizatorii să deprindă obișnuințe mai durabile se bucură de câteva avantaje pentru profitul lor. Ele atașează produsurilor lor un trigger intern. Prin urmare, utilizatorii sunt atrași de produs fără a fi nevoie de un stimul extern. În loc să se bazeze pe campanii de marketing costisitoare, companiile care mizează pe formarea obișnuințelor stabilesc o legătură între serviciile lor și rutina zilnică și emoțiile utilizatorilor lor. Atunci când utilizatorii se simt un pic plictisiți și deschid imediat Twitter, intervine o obișnuință. Se simt dintr-o dată singuri și, înainte să intervină gândirea rațională, ei dau scroll prin fidul de pe Facebook. Le trece prin minte o întrebare și, înainte să-și frământe mintea în căutarea unui răspuns, caută pe Google. Soluția la care te gândești prima dată câștigă. În capitolul 1, acest audiobook examinează avantajele competitive ale produselor care creează obișnuințe. Cum reușesc produsele să creeze obișnuințe? Răspunsul, le fabrică. Deși fanii serialului de televiziune Mad Men, nebunii de pe Madison Avenue, sunt familiarizați cu metodele prin care industria de publicitate stârnea cândva dorințele consumatorului în epoca de aur de pe Madison Avenue, acele vremuri sunt de mult apuse. O lume cu ecrane multiple, în care consumatorii sunt precauți față de publicitate, a făcut ca tehnicile de spălare pe creier, acele tehnici cu buget mare folosite de Don Draper, să devină inutile, cu excepția celor mai mari branduri. Astăzi, echipele mici din startup-uri pot schimba profund comportamentul utilizatorilor, ghidându-i printr-o serie de experiențe pe care eu le numesc capcane. Cu cât utilizatorii trec mai des prin aceste capcane, cu atât sunt mai multe șanse ca ei să își formeze obișnuințe. Cum am devenit captivat? În 2008, făceam parte dintr-o echipă de absolvenți de MBA de la Stanford, care înființase o companie susținută de cei mai străluciți investitori din Silicon Valley. Misiunea noastră era să dezvoltăm o platformă pentru a plasa publicitate în lumea social gamingului din mediul online, pe atunci în plină expansiune. Companii importante câștigau miliarde de dolari vânzând vaci virtuale pentru fermele virtuale, în vreme ce agențiile de publicitate cheltuiau sume enorme de bani pentru a influența pe oameni să le cumpere produsele sau serviciile. Recunosc că la început nu am înțeles cum funcționează și m-am trezit stând pe margine și întrebându-mă, oare cum reușesc să fac asta? Aflându-mă la intersecția celor două industrii care se bazează pe manipularea minții, am pornit la drum pentru a afla cum reușesc produsele să influențeze acțiunile noastre și, din când în când, cum reușesc să creeze dorințe nestăpânite. Cum modificau aceste companii comportamentul utilizatorului? Care erau implicațiile morale ale dezvoltării unor produse care au potențialul de a crea dependență? Și, mai important, era posibil ca aceleași forțe care făceau aceste experiențe atât de convingătoare să fie folosite și pentru a dezvolta produse care să îmbunătățească viața oamenilor? Unde puteam găsi planurile detaliate pentru formarea obișnuințelor? Spre dezamăgirea mea, nu am găsit niciun ghid care să mă îndrume. Firmele experimentate în designul comportamentului își păstrau secretele, și, deși am descoperit cărți, rapoarte și postări pe blog legate tangențial de subiect, nu exista niciun manual cu instrucțiuni practice despre cum să dezvolți produse care creează obișnuință. Am început să-mi consemnez observațiile referitoare la sute de companii pentru a descoperi anumite tipare legate de designul și de funcționalitatea experienței utilizatorilor. Deși fiecare companie avea o trăsătură unică, am încercat să identific elementele comune pe care le înturneau companiile de succes și să înțeleg ce anume lipsea în cazul companiilor care nu aveau succes. Am căutat informații în mediul academic. Am analizat elemente de psihologia consumatorului, interacțiunea dintre om și computer și cercetările despre aspectele economice comportamentale. În 2011, am început să împărtășesc și altora ceea ce am aflat și să ofer servicii de consultanță pentru o serie de companii din Silicon Valley, de la startup-uri mici până la companii aflate în topul 500 al revistei Fortune. Fiecare client mi-a dat ocazia să-mi testez teoriile, să obțin noi informații și să vin cu idei mai bune. Am început să scriu pe un blog despre descoperirile mele, pe nirenfar.com, și eseurile mele au fost distribuite și pe alte site-uri. În curând, cititorii au început să scrie propriile lor observații și exemple. În toamna anului 2012, eu și dr. Baba Shiv am creat și am predat la Stanford Graduate School of Business un curs despre știința influențării comportamentului uman. Anul următor am intrat în parteneria cu dr. Steph Habif pentru a preda un curs similar la Hasso Plattner Institute of Design. La finalul acestor ani în care am făcut cercetări însemnate și în care am acumulat experiență în situații concrete, am creat modelul capcanei un proces în patru etape pe care companiile îl folosesc pentru a crea obișnuințele prin cicluri consecutive, în care consumatorii sunt prinși în capcană, produsele de succes își ating scopul suprem, acela de a atrage spontan utilizatorii, făcându-i să revină în mod repetat, fără a avea nevoie de reclame costisitoare sau de mesaje agresive. Deși fac apel la multe exemple din companiile tehnologice, având în vedere domeniul în care am activat, capcanele există peste tot. În aplicații, în sport, filme, jocuri și chiar la locurile noastre de muncă. Ele se regăsesc în aproape orice experiență care pătrunde în mintea noastră și adesea și în portofelul nostru. Cei patru pași ai modelului capcanei asigură cadrul pentru capitolele acestei cărți. Vezi diagrama de la punctul 1 al broșurii, broșura poate fi găsită pe site-ul editurii Act și Politon la secțiunea Broșuri. 1. Triggerul Triggerul este elementul care declanșează comportamentul bujia din motor. Trigării pot fi de două tipuri, externi și interni. Produsele care creează obișnuință încep să atragă atenția utilizatorilor prin intermediul trigărilor externi, precum un e-mail, un link către un site web sau prin simbolul aplicației de pe ecranul telefonului. De exemplu, să presupunem că Barbara, o tânără din Pennsylvania, vede întâmplător în newsfeed-ul ei de pe Facebook o fotografie făcută de un membru al familiei dintr-o zonă rurală din statul ei. Este o fotografie frumoasă și, de vreme ce plănuiește să meargă acolo într-o excursie împreună cu fratele ei Johnny, apelul la acțiune al trigărului extern o face curioasă și a dă click. Trecând periodic prin capcane succesive, utilizatorii încep să-și formeze asocieri cu trigării interni, care sunt legați de comportamentele și de emoțiile existente. Atunci când utilizatorii încep să își formeze noul comportament în mod automat, nu au obișnuință, devine parte din rutina lor zilnică. Cu timpul, Barbara asociază Facebook-ul cu nevoia ei de conexiune socială. Capitolul 2 analizează trigării interni și externi pentru a răspunde la întrebarea referitoare la modul în care designerii de produs determină care sunt trigării cei mai eficienți. 2. Acțiunea Triggerul este urmat de acțiune, comportamentul efectuat în așteptarea unei recompense. Simpla acțiune de a da click pe o fotografie interesantă din newsfeed-ul ei o duce pe Barbara pe un site web numit Pinterest, un site tip panou unde poți distribui fotografii. Această fază a capcanei, după cum este descrisă în capitolul 3, se inspiră din arta și din știința designului utilității, pentru a dezvălui metodele prin care produsele determină anumite acțiuni din partea utilizatorilor companiile profită de doi piloni de bază ai comportamentului uman pentru a crește șansele ca o acțiune să aibă loc. Ușurința de a efectua o acțiune și motivația psihologică pentru a face acea acțiune. Odată ce Barbara își dă seama cât de simplă este acțiunea de a da click pe o fotografie, ea este fascinată de ceea ce vede în continuare. 3. Recompensa variabilă Ceea ce deosebește modelul capcanei de un feedback standard simplu este capacitatea capcanei de a crea o dorință arzătoare. Feedbackul este la tot pasul, dar cel previzibil nu creează nicio dorință. Faptul că lumina din interiorul frigiderului tău se aprinde atunci când deschizi ușa, e o reacție care nu te ia prin surprindere și acest lucru nu te face să o tot închizi și deschizi întruna. Și totuși, adaugă în ecuație o mică schimbare. Să zicem că o delicatesă diferită apare ca prin farmec în frigider de fiecare dată când îl deschizi și iată, ai reușit să stârnești curiozitatea. Recompensele variabile sunt unele dintre cele mai eficiente instrumente pe care companiile le pun în aplicare pentru a-i captiva pe utilizatori. Capitolul 4 le explică mai în profunzime. Cercetările arată că nivelul dopaminei, un neurotransmițător, crește pe neașteptat atunci când creierul așteaptă o recompensă. Faptul că recompensa are un caracter variabil sporește efectul, creând o stare de concentrare care suprimă zonele din creier asociate cu judecata și rațiunea, dar care le activează pe cele asociate cu dorința și pofta. Deși exemplele clasice includ automatele pentru jocuri de noroc și jocuri la loterie, recompensele variabile se regăsesc în cazul multor alte produse ce creează obișnuință. Când Barbara ajunge pe Pinterest, ea vede nu doar imaginile pe care intenționa să le găsească, ci îi se oferă și o mulțime de alte lucruri atrăgătoare. Imaginile au legătură cu ceea ce o interesează pe ea în general, în principal este vorba despre anumite lucruri pe care le poate vedea în viitoarea ei excursie în Pennsylvania rurală, dar mai sunt și alte lucruri care îi atrag atenția. Alăturarea exaltantă a ceea ce e relevant și irelevant, tulburător și simplu, frumos și obișnuit, stimulează sistemul de eliberare a dopaminei din creier, făcându-l să aștepte recompensa. Acum ea petrece mai mult timp pe Pinterest, în căutarea următoarei descoperiri deosebite. Până să își dea seama, a petrecut 45 de minute derulând pagina. Capitolul 4 analizează și motivul pentru care unii oameni își pierd gustul pentru anumite experiențe și cum influențează variabilitatea păstrarea lor. 4. Investiția. Ultima fază a modelului capcanei este cea în care utilizatorii trebuie să depună puțin efort. Faza investiției crește șansele ca pe viitor utilizatorii să mai treacă o dată prin ciclul capcanei. Investiția apare atunci când utilizatorii investesc un anumit lucru, în produsul pe care îl utilizează, cum ar fi timp, date, capital social sau bani. Cu toate acestea, în faza investiției nu este vorba despre utilizatorii care sunt dispuși să plătească și care își văd mai departe de treabă. Investiția presupune mai degrabă o acțiune care îmbunătățește serviciul pentru următoarea rundă. Faptul că inviți prieteni, că îți declari preferințele, că îți construiești un capital virtual și că înveți să folosești noi funcționalități, toate acestea sunt investiții pe care utilizatorii le fac pentru a-și îmbunătăți experiența se poate profita de pe urma acestor angajamente pentru ca triggerul să devină mai atrăgător, ca acțiunea să devină mai ușoară și recompensa să devină mai captivantă la fiecare trecere prin ciclul capcanei. Capitolul 5 cercetează amănunțit modul în care investițiile încurajează pe utilizatori să treacă printr-un ciclu de capcane succesive. Pe măsură ce Barbara se distrează dând scroll la nesfârșit prin abundența de imagini de pe Pinterest, ea începe să-și dorească să păstreze lucrurile care o încântă. Colecționând articole, ea îi va oferi site-ului date referitoare la preferințele ei. În curând, va urmări site-ul, va adăuga pinuri, le va readăuga și va face alte investiții care au rolul de a accentua legătura ei cu site-ul și care o pregătesc pentru viitoarele cicluri ale capcanei. O nouă superputere. Avem deja tehnologia care formează obișnuințe și ea este folosită pentru a ne modela viețile. Faptul că accesul nostru la internet este tot mai bun datorită diverselor noastre dispozitive conectate, telefoane inteligente și tablete, televizoare, console pentru jocuri și tehnologie portabilă, le oferă companiilor o posibilitate mult mai mare de a ne afecta comportamentul. Pe măsură ce companiile se folosesc de faptul că sunt tot mai conectate cu consumatorii și de posibilitatea de a colecta, de a exploata și de a prelucra datele clienților cu o viteză mai mare, suntem puși în fața unui viitor în care orice lucru ajunge să creeze mai multă obișnuință. După cum scrie bine cunoscutul investitor din Silicon Valley, Paul Graham, dacă formele progresului tehnologic care a produs aceste lucruri nu se supun unor legi diferite față de progresul tehnologic în general, lumea va deveni un loc cu mai mult potențial de a dezvolta dependență în următorii 40 de ani decât a fost în ultimii 40 de ani. Am încheiat citatul. Capitolul 6 analizează această nouă realitate și dezbate moralitatea manipulării. Recent un cititor al blogului mi-a scris. Dacă nu poate fi folosită pentru a face rău, atunci nu este o superputere. Are dreptate. Și, definită astfel, crearea produselor care dau obișnuință este într-adevăr o superputere. Iar dacă această superputere este folosită în mod irresponsabil, obiceiurile proaste pot degenera rapid, transformându-se în dependențe iraționale de tip zombi. I-ai recunoscut pe Barbara și pe fratele ei Johnny din exemplul de mai devreme? Pasionații de filme cu zombi sigur i-au recunoscut. Sunt personaje din filmul de groază clasic Night of the Living Dead, Noaptea morților vii. O poveste despre oameni posedați de o forță misterioasă care le dictează fiecare acțiune. Cu siguranță ai observat reapariția filmelor cu zombie în ultimii câțiva ani. Jocuri precum Resident Evil, seriale de televiziune ca The Walking Dead, invazia zombie și filme, inclusiv World War Z, Ziua Z, apocalipsa sunt o dovadă a unei atracții tot mai mari față de aceste creaturi. Dar de ce au devenit zombii atât de fascinanți dintr-o dată? Poate că progresul de neoprit al tehnologiei, din ce în ce mai generalizat și mai insistent, ne-a prins într-o stare terifiantă la gândul că suntem controlați fără voia noastră. Deși frica este reală, noi suntem ca eroi din orice film cu zombii. Suntem amenințați, dar în cele din urmă devenim mai puternici am ajuns să aflu că produsele care creează obișnuință pot face mult mai mult bine decât rău. Arhitectura alegerilor, după cum este ea descrisă de binecunoscuții savanți Thaler, Sunstein și Balls, oferă tehnici pentru a influența deciziile oamenilor și pentru a afecta rezultatele comportamentale. Totuși, în cele din urmă, această practică ar trebui să fie, citez, folosită pentru a te ajuta să îi stimulezi pe oameni să facă alegeri mai bune, am încheiat citatul. De aceea, acest audiobook îi învață pe inventatori cum să creeze produse care să îi ajute pe oameni să facă lucrurile pe care și-au dorit să le facă din totdeauna, dar pe care, în lipsa unei soluții, nu le fac. Captivat își propune să dezlănțui extraordinarele puteri noi pe care le-au inventatorii și antreprenorii pentru a influența viața de zi cu zi a miliarde de oameni. Cred că cei trei factori, accesul, datele și viteza, prezintă oportunități nemai întâlnite pentru a crea obișnuințe pozitive. Atunci când este exploatată corect, tehnologia poate îmbunătăți viața prin intermediul comportamentelor sănătoase, care ne perfecționează relațiile, care ne fac mai inteligenți și mai productivi. Modelul capcanei explică rațiunea fundamentală care se află în spatele multor produse care creează obișnuință și al serviciilor pe care le folosim zilnic. Deși nu este complet, dat fiind volumul vast de literatură academică disponibilă, modelul este menit a fi mai degrabă un instrument practic, nu unul teoretic, creat pentru antreprenorii și inventatorii care intenționează să folosească obișnuințele într-un scop bun. În acest audiobook am adunat cele mai relevante cercetări, am oferit date concrete și am furnizat un cadru practic destinat să mărească șansele de succes ale inventatorilor. Capcanele au rolul de a pune în legătură problemele utilizatorilor cu soluțiile oferite de companii destul de frecvent pentru a forma o obișnuință. Scopul meu este să-ți ofer o înțelegere mai profundă a modului în care anumite produse schimbă ceea ce facem și, prin extensie, ceea ce suntem. Cum să folosești acest audiobook? La sfârșitul fiecarei secțiuni, vei găsi câteva idei principale, pe scurt. Dacă revii asupra lor, dacă le notezi într-un carnețel sau dacă le distribui pe o rețea socială, îți creezi metode extraordinare pentru a te opri, a reflecta la ceea ce ai ascultat și pentru a consolida cunoștințele. Crezi și tu un produs care formează obișnuință? Dacă da, secțiunea Ce ai de făcut acum de la sfârșitul capitolelor care urmează te Va ajuta și te va ghida în etapele următoare. Deținut minte și de dat mai departe. Obișnuințele sunt definite drept comportamente pe care le avem fără să stăm prea mult pe gânduri sau în mod inconștient. Convergența accesului datelor și vitezei face lumea un loc care creează mai multe obișnuințe. Afacerile care creează obișnuință în rândul clienților câștigă un avantaj competitiv semnificativ. Modelul capcanei descrie o experiență menită să conecteze problema utilizatorului cu o soluție, destul de frecvent pentru a crea o obișnuință. Modelul capcanei are patru faze, trigger, acțiune, recompensă variabilă și investiție. Capitolul 1. Zona obișnuinței Atunci când alerg, uit de mine. Nu mă gândesc la ce face corpul meu și de obicei mintea îmi hoinărește în altă parte. Mi se pare relaxant și revigorant și alerg dimineața, cam de trei ori pe săptămână. Recent, în timpul alergării mele obișnuite de dimineață, am fost nevoit să răspund la apelul unui client din străinătate. Noi mare lucru m-am gândit. Pot să alerg seara. Și totuși, schimbarea de orar a dat naștere unor comportamente strani în seara aceea. Am plecat de acasă la alergat pe înserat și tocmai pe când treceam pe lângă o femeie care ducea gunoiul, ea s-a uitat la mine și mi-a zâmbit. I-am dat politicos bună dimineața, apoi mi-am dat seama de greșeală. Adică bună seara. Scuze. M-am corectat, realizând că am estimat greșit momentul din zi, fiind cam cu 10 ore în urmă. S-a încruntat și a schițat un zâmbet nervos. Ușor jenat, mi-am dat seama că mintea mea nu fusese conștientă de momentul zilei. M-am mustrat singur să nu mai fac asta altă dată, dar în câteva minute am trecut pe lângă un alt alergător și, din nou, de parcă eram posedat, mi-a scăpat fără să vreau un bună dimineața. Ce se întâmpla? După ce m-am întors acasă, în timpul dușului meu obișnuit de după alergare, mintea mea a început din nou să hoinărească, așa cum se întâmplă adesea în timp ce fac baie. Pilotul automat al creierului meu s-a activat și am continuat cu rutina mea zilnică, nefiind conștient de acțiunile mele. Doar atunci când am simțit aparatul de ras ciupindu-mă de față, mi-am dat seama că mi-am dat cu spumă de bărbierit și că începusem să mă bărbieresc. Deși e ceva ce fac în fiecare dimineață, bărbieritul era cât se poate de inutil seara. Și totuși aș fi continuat fără să-mi dau seama. Faptul că alergarea mea de dimineață a avut loc seara, a declanșat o serie de comportamente care mi-a pus corpul să desfășoare activitățile mele obișnuite legate de alergare, totul fără o atentă conștientizare. Aceasta este natura obișnuințelor întipărite. Sunt comportamente pe care le facem fără să ne gândim prea mult la ele sau pe care le facem în mod inconștient, care, după unele estimări, ne dirigează aproape jumătate dintre acțiunile zilnice. Obișnuințele sunt una dintre metodele prin care creierul învață comportamente complexe. Oamenii de știință din domeniul neurologiei cred că obișnuințele ne oferă posibilitatea de a ne concentra atenția asupra altor lucruri, înmagazinând răspunsuri automate în nucleii bazali, o zonă a creierului asociată cu acțiunile involuntare. Obișnuințele se formează atunci când creierul urmează scurtături și nu mai deliberează activ la ce să facă în continuare. Creierul învață rapid să codifice comportamente care oferă o soluție pentru orice situație pe care o întâlnește. De exemplu, rosul unghiilor este un comportament obișnuit care apare fără să ne gândim prea mult sau în mod inconștient. La început, cel care își roade unghiile ar putea să înceapă să își roadă cuticulele dintr-un anumit motiv, pentru a înlătura o pieliță ruptă care arată urât. Cu toate acestea, atunci când comportamentul apare fără niciun scop conștient, pur și simplu că a răspuns automat la un stimul, atunci intervine obișnuința. Pentru mulți dintre cei care își rod mereu unghiile, triggerul inconștient este sentimentul neplăcut de stres. Cu cât cel care își roade unghiile asociază mai mult actul de a mușca din ele cu senzația temporară de calm pe care o oferă, cu atât devine mai greu să schimbe răspunsul condiționat. La fel ca rosul unghiilor, multe dintre deciziile pe care le luăm în fiecare zi intervin doar pentru că așa am găsit soluția în trecut. Creierul deduce automat că, din moment ce ieri decizia a fost bună, atunci și azi e lipsită de riscuri și acțiunea devine o rutină. În timpul alergării, creierul meu a asociat contactul vizual cu o altă persoană din timpul alergării cu salutul obișnuit, bună dimineața, astfel că am rostit aceste cuvinte, indiferent cât de nepotrivit era momentul. De ce sunt bune obișnuințele pentru afaceri? Dacă comportamentele noastre programate au o influență atât de mare asupra acțiunilor noastre de zi cu zi, cu siguranță că exploatarea aceleiași putere a obișnuinței poate fi un avantaj pentru cei din industrie. Într-adevăr, pentru cei care sunt capabili să le modeleze într-un mod eficient, obișnuințele pot fi foarte bune pentru a obține profit. Produsele care creează obișnuință ne schimbă comportamentul și creează o implicare spontană din partea utilizatorilor. Scopul este să influențezi clienții astfel încât să folosească singur produsul tău, fără să te bazezi pe apeluri la acțiune evidente, cum ar fi reclamele sau promoțiile. Odată ce se formează obișnuința, utilizatorii sunt motivați în mod automat să folosească produsul în timpul activităților de rutină, cum ar fi când stau la coadă și vor să treacă timpul mai repede. Și totuși, cadrul și practicile analizate în acest audiobook nu se potrivesc tuturor și nu se aplică în orice afacere sau în orice domeniu. Antreprenorii ar trebui să evalueze modul în care obișnuințele utilizatorilor le influențează modelul individual de afacere și obiectivele lor. Deși viabilitatea unor produse depinde de formarea obișnuințelor pentru a prospera, lucrurile nu stau întotdeauna așa. De exemplu, companiile care vând produse sau servicii care nu sunt cumpărate sau folosite frecvent nu au nevoie de utilizatori fideli, cel puțin nu în sensul unui angajament zilnic. De exemplu, companiile de asigurări de viață profită de pe urma agenților de vânzări, a publicității, a referințelor și a recomandărilor directe pentru a indemna pe consumatori să cumpere polițe. Odată ce polița este cumpărată, clientul nu mai are nimic de făcut. În acest audiobook, eu mă refer la produse în contextul companiilor care necesită o implicare continuă și spontană din partea utilizatorilor și care au nevoie să le creeze acestora obișnuințe. Nu iau în calcul companiile care îi conving pe clienți să acționeze prin alte mijloace. Înainte să începem să studiem modul în care se formează obișnuințele, trebuie să înțelegem mai întâi importanța generală și beneficiile competitive pentru afaceri. Formarea obișnuințelor este benefică pentru afaceri în mai multe moduri. Creșterea valorii de viață a clientului Masteranzii în administrarea afacerilor învață că valoarea unei afaceri este dată de suma profiturilor ei viitoare. Această valoare de referință reprezintă modul în care investitorii calculează prețul corect al acțiunilor unei companii. Directorii executivi și echipele lor de manageri sunt evaluați în funcție de capacitatea lor de a crește valoarea acțiunilor și, astfel, sunt foarte preocupați de capacitatea companiilor.